fondo anche a Cinderella. Però, don direttore, ma una nozze. La ieri però se luați un plic dedicat. Pe verso sunt scrise niște date care trebuie să fie ținute minte. Da. Am să vă recit o poezie ce se numește Și pietrele vorbesc. De ce? Piatra este un simbol al veșniciei, trăniciei. Și am să vă arăt că pietrele vorbesc în limba română, spun păsul în limba română. La noi și pietrele vorbesc. Când plâng cu lacrimi de rouă. La noi și pietrele vorbesc în limba ce ne-e dragă nouă. La noi și pietrele vorbesc când munții își încruntă spuza. La noi și pietrele vorbesc când ferbe sarme segetuza. La noi și pietrele vorbesc la Putna, sus în mănăstire. Vorbesc să dea profanilor de știri. La noi și pietrele vorbesc de cei cu rânjă de nabab. La noi și pietrele vorbesc când curge sânge băsarab. La noi și pietrele vorbesc cu vorbe sacre de profet. La noi și pietrele vorbesc că nu mai vor nici ies, nici net. La noi, urât. Și pietrele vorbesc că nu mai vor viață păgână. La noi și pietrele vorbesc în limba noastră, în română. La noi și pietrele vorbesc. Da. Mulțumesc.